Mult așteptatul circ internațional a strâns la spectacolul inedit de acrobații și reprezentații periculoase un public neașteptat de numeros, iar copiii s-au distrat pe cinste. Publicul severinean era nerăbdător să participe la un astfel de spectacol, întrucât a fost coadă la intrare. În momentul în care spectacolul a început, aplauzele publicului au răsunat sub cupola circului. Atât copiii cât și părinții erau nerăbdători să se bucure de show-ul incendiar promis, cu acrobații periculoase și reprezentațiile cu animăluțe dresate. Numărul care a uimit întreg publicul a fost Globul Morții, unde unul dintre artiștii cascadori a executat un număr pe cât de spectaculos, pe atât de riscant, pilotând motocicleta în interiorul unei sfere din metal. Reprezentanții circului internațional s-au bucurat de prezența publicului numeros și de reacțiile acestora. Circul internațional a ajuns din nou în drobeta Turnul Severin cu un spectacol nou, un spectacol mai adrenalinos, sau cum se spune în română. Avem multe numeri foarte periculos, avem în spatele meu se vede Globul Morții. Aici o să mergem cu motorete înăuntru, cu motocross, avem roata morții, avem un număr nou care se prezintă în anul ăsta, la cupola circului, pe o singură șufă, merge o motorbicicleta cu Spider-Man împreună, o echilibristică și un număr foarte periculos, că merge pe o singură șufă și trebuie să aibă o echilibristică foarte bună. Totuși avem jonglerie, avem un dresor de animale, cai, ponei, căței, porumbei, avem numeri de hula hop, numeri de aleriana. Am ajuns în drobeta Turnul Severin cu un spectacol mai bun, mai nou. Acum stăm o perioadă mai lung față de acum 2 ani, că atunci au stat circul doar 4 zile și a fost un pic aglomerație, dar acum stăm în perioadă mai lung. Cristofor este originar din Rusia, iar lumea circului l-a fascinat încă de la o vârstă fragedă. De-a lungul timpului, acesta a fost și dresor de animale, a practicat numere de jonglerie și acrobații pe cai, iar acum este un artist acrobat care realizează un show incendiar și chiar foarte periculos în Globul Morții. Acesta ne spune că viața la circ nu este una ușoară, însă atunci când pasiunea și ambiția se unesc, eforturile pălesc. Viața de circ nu prea e simplu. Din obicei, circul se pornește la sezon din martie până la sfârșitul noiembrie, 1 decembrie. Cum să spun, pune cât se lase vremea. Când vine foarte frig și vine zăpada și atunci se oprește circul o perioadă cam 3 luni și din primăvară pornește din nou până în noiembrie sau 1 decembrie. Viața asta nu prea simplu, cum să spun, că suntem totdeauna pe drum, avem foarte multe de munca fizic, când ajungem la un oraș, la alta, trebuie să instalăm cortul, trebuie să instalăm, în primul rând, când ajungem la teren, totdeauna, prima dată, să instalăm cortul de animale, animale ca să aibă spațiu, să fie totul regulă. După aia apucam să montăm cortul, dar și transport cam greu, că sunt foarte multe camion, mai puține șofer. Și, cum vedeți, cortul foarte mare, are 40 de metri rotunde, avem foarte multe munca fizic. Și fără de asta, când suntem gata cu lucru, adică când am montat tot, începe repetiția. Începe repetiția, ca să facem repetiția de jonglerie, să facem repetiția în Globul Morții. Avem foarte multe numere periculos, care trebuie să fim 100% atent. Circul internațional a strâns o mulțime de oameni la spectacol. Copiii s-au bucurat și au spus că vor reveni și la anul.